Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la blogat.ro și testarea și vă invit să urmăriți în continuare review-ul tabletei Samsung Galaxy Note Pro, un gadget impresionant din toate punctele de vedere. Diagonala ecranului are 12,2 inci, este cea mai mare tabletă testată de mine până în acest moment. Este un gadget care poate fi utilizat fără probleme pentru a rula filme, pentru a rula jocuri și aplicații cu detalii foarte pretențioase. Veți vedea imediat cum arată un film rulat pe această tabletă, însă mai întâi de toate vă voi prezenta principalele specificații tehnice ale tabletei Samsung Galaxy Note Pro. Avem un procesor octa-core numit Samsung Exynos 5 Octa. Se regăsește acest procesor și pe Samsung Galaxy S5 sau pe Samsung Galaxy Note 4. Rezoluția ecranului este 2560x1600 pixeli, este rezoluție de tip WXGA. Procesorul este însoțit de 3 GB de memorie RAM, așa că toate jocurile și toate aplicațiile din magazinul Google Play pot rula fără absolut nicio problemă. Memoria internă variază în funcție de versiune. Eu am primit în teste varianta de 32 de GB. Memoria internă poate fi extinsă cu încă 64 de GB prin intermediul unui card microSD. Haideți să vă arăt și principalele elemente ale acestei tablete. Pe partea frontală găsim ecranul. Nu mai spun care este dimensiunea ecranului, deoarece am menționat anterior, diagonala de 12,2 inci este cu adevărat impresionantă. Avem de-a face cu o cameră pentru selfie-uri de 2 megapixeli, cu un senzor pentru luminozitate în partea de sus. În partea de jos a ecranului găsim 3 butoane, un buton fizic pentru meniul Home, un buton pentru întoarcerea meniului anterior și un buton pentru aplicațiile recente. În ceea ce privește alte elemente, haideți să trecem pe partea dreaptă a tabletei. Găsim pe lângă slotul pentru cardul microSD, găsim mufa pentru încărcător, mufa micro USB pentru conectarea la încărcător sau la un cablu micro USB, unul dintre cele două difuzoare stereo ale tabletei și S Pen, celebrul stylus cu ajutorul căruia puteți lua notițe atunci când vă aflați la un eveniment sau puteți să realizați desene. Are și comenzi prin aer, le puteți vedea chiar acum. Fereastră pentru creion, S-Finder, scrie pe ecran, asistenta bunului semnări și notiți acțiune. Pentru a lua o comandă în aer, tot ce trebuie să faceți este să țineți deasupra ferestrei pe care o doriți stilusul și să apăsați pe acest buton de culoare albă de pe stilus și veți intra în meniul respectiv. Haideți acum să vă arăt și ce se află pe partea de sus a tabletei. Avem butonul pentru pornire, stingere aparat sau pentru aprindere, închidere ecran. Un senzor infraroșu în partea de mijloc și butonul pentru volum. Pe partea stângă găsim celălalt difuzor și mufa jack de 3,5 mm, iar pe partea din spate avem o cameră foto care poate fi găsită și pe mai multe smartphone-uri Samsung, o cameră de 8 megapixeli însoțită de un briz LED. Puteți realiza instantanee de calitate foarte bună cu ajutorul acestei tablete și puteți să realizați fotografii și noaptea datorită acestui mic briz. Haideți să vă arăt un clip pe ecranul lui Note Pro. Cele două difuzoare sunt foarte puternice și le dau muzica într-un mod foarte, foarte reușit.
Haideți să vă arăt și un joc. După cum vă puteți aștepta, detaliile sunt la înălțime. Nu o să stau acum să joc un întreg nivel, așa că o să mă întorc la meniul principal. Și să vă spun că această tabletă impresionează din toate punctele de vedere. Prețul nu este foarte mare dacă ținem cont de performanțe, dar mai ales de dimensiunea ecranului. Sunt convins că mulți dintre voi vor cumpăra o astfel de tabletă în locul unui Ultrabook, deoarece ecranul este de dimensiuni comparabile, iar utilizarea, modul de utilizare este mai facil în cazul unei tablete. Așteptările voastre despre Samsung Galaxy Note Pro și vă invit să recomandați noi gadgeturi Samsung pentru teste.